cât gunoi reciclați voi zilnic. Noi lucrăm pentru oameni, noi lucrăm pentru mediul sănătos. Ce se întâmplă cu împădurirea Republicii Moldova? Investiția în această uzină este de vreo 10 milioane de euro. Am reușit să plantăm peste 18.000 de copaci. Eu aș vrea să exportăm cât mai mult gunoi, vreau să fiu sincer. Noi nu exportăm gunoi. ABS poate asigura sortarea și reciclarea deșeurilor din tot municipiul Chișinău. Bine ați venit la un nou episod Jazz Vlog. Acest episod o să fie un pic mai diferit decât cele care le-am avut până acum, pentru că împreună cu agenția Jazz Digital noi ne gândeam, dar ce mesaje pozitive să mai transmitem audienței noastre? Sau cum putem noi să fim utili și de folos societății noastre? Și am ajuns la un concept și la o idee care eu de mult timp o aveam, care este legat despre mediul înconjurător și cât de mult noi dăunăm generațiilor viitoare, pentru că lăsăm în urma noastră multe deșeuri, lăsăm în urma noastră o țară despădurită și, în general, sunt multe riscuri legate de acest subiect. În episodul de azi o să discutăm cu două organizații. Prima, care este ABS Recycling, compania care colectează, sortează, reciclează și exportă gunoi în Republica Moldova, iar a doua este inițiativa Million Trees, iar alături de ei o să venim și cu o surpriză pentru voi. Stați aproape, pentru că în afară decât business mai contează și natura. Jazz Vlog, let's go! Delay Stories? Da, bă, George. Ok, davai, crasavci. Prieteni, astăzi am venit în vizită la compania ABS Recycling. Este unica companie din Moldova care se ocupă de colectare, sortare și reciclarea gunoiului. Eu zic că pentru asta ei doar merită un monument alături de Ștefan cel Mare. Irina, salutare! Bună! Bine! Zi-mi, te rog frumos, ce faceți voi aici cu toate mormanile astea de gunoi? Încercăm să le reciclăm, dar de fapt istoria este mai complexă. Noi facem colectare, sortare, a deșeurilor menajele solide, evident, și reciclare deja a plasticului și altor deșeuri care pot fi reciclate. Zi-mi, te rog frumos, cum a apărut conceptul, ideea, de unde ați pornit voi drumul ăsta lung și anevoios? Foarte simplu, în 2005 noi am început să construim uzina de reciclare a plasticului, deoarece ne-am dat seama că absolut tot plasticul care se generează în Moldova ajunge la gropile de gunoi. Ca exemplu de afacere în reciclare, noi am văzut în Italia, am văzut o uzină de reciclare care lucra foarte bine și avea două componente, ecologică și business. Tot așa, entuziasmați, am început în 2005 să investim în utilaje de reciclare, după care ne-am dat seama că noi nu avem ce recicla. De fapt, nu mergea. Moldova e atât de curată sau de ce? Nu, Moldova îngroapă. Okay. Probabil avem prea mult teren disponibil și suntem prea sănătoși noi. De aceea Moldova îngropa foarte mult, mai mult decât acum, în 2005-2006, și ca soluție am evoluat. Prima etapă care a fost un proiect împreună cu compania FS Vitanta. Am instalat tomberoane din plasă de colectare a plasticului, deoarece noi trebuia să funcționăm, să reciclăm. Și am început să funcționăm câte 2 luni pe an, 3 luni pe an să lucrăm, la fel puțin. De aceea această componentă nu funcționa ca afacere. Dar cerere era. Cerere de materia primă care noi o producem există și a existat mereu. Tot ceea ce faceți voi, tu îmi spuneai, exportați în Europa, da? Da. Noi tot ceea gunoiul ce producem, procesat, în granule, plasticul, ajunge să fie vândut pe piețele europene. Exact. Ceea ce noi reciclăm se duce în Uniunea Europeană, pentru că... Eu aș vrea să exportăm cât mai mult gunoi, vreau să fiu sincer. Noi nu exportăm gunoi. Bine, sunt noi de acord. Noi exportăm reciclat deja, noi exportăm un produs. Adică, cum ai exporta un produs finit? 16 ani de activitate, zi-mi ceva cifre, ce presupune uzina asta, care sunt investițiile care le-ați făcut, câți oameni activează și, cel mai important, cât gunoi reciclați voi zilnic?
Deci, cum spuneam, evoluția, că noi am instalat în tot Chișinăul aceste containere din plasă, pe urmă asta nu era suficient pentru a recicla. Bun, mai lucram și cu agenții economici care aveau rebuturi din plastic, care produc plastic și mai luam la reciclare. Dar asta oricum nu era suficient, pentru că 95% din plastic se îngropa. Respectiv, ideea a venit de a selecta acest plastic din deșeuri menajere solide. Plasticul. Și am ajuns la ideea că noi o să luăm credite și o să investim în această uzină, care construcția a durat vreo 7 ani, de la zero până la ceea ce vedem aici. Investiția în această uzină este de vreo 10 milioane de euro. Aici funcționam timp de 3 ani jumate la capacitate de sortare 500-600 de tone zilnic până la începutul acestui an. Deci aici noi aveam angajați 200-250 în dependență, pentru că sunt și angajați mecanici care mai variază ca număr. Respectiv, când noi s-a decis că noi nu o să mai preluăm deșeuri de la autosalubritate, atunci noi am fost nevoiți să concediem practic 80% din personal. La moment, pentru a rezolva situația, pentru a pune în funcțiune această uzină, pentru a asigura reciclarea plasticului, noi am fost nevoiți să mai facem o investiție și am investit în mașini de colectare a deșeurilor în menajere solide, exact cum face autosalubritatea. Diferența dintre noi, autosalubritatea și ABS, este că noi nu îngropăm deșeurile, adică noi le aducem aici, cum vedeți, sunt două platforme, platforma de deșeuri care sunt sortate acasă și platforma de deșeuri mixte. Pe platforma de deșeuri mixte, tot asta se încarcă pe benzi de sortare, pe urmă se sortează pe 12 categorii deșeurile, fiecare categorie se compactează și se transportă la reciclare fiecare categorie în parte. Astfel, noi evităm ca în sol să humăm plastic, metale, carton, hârtie, deci o cantitate enormă, un volum mai mult enorm de substanțe care pot fi toxice nouă. Voi, la un moment dat, cum spuneai tu, până la începutul acestui an, asigurați practic tot municipiul Chișinău sau ați fi putut să asigurați reciclarea la tot gunoiul care se produce în municipiul Chișinău. A fost un conflict la voi cu primăria municipiului Chișinău. Ce s-a întâmplat? Care sunt soluțiile de depanare acestei probleme? Pentru că eu vreau să asigurăm un mediu sănătos generațiilor viitoare. Noi am funcționat cumva din inerție. Am semnat un contract de recepție a deșeurilor menajere solide de la compania municipală. Evident, acest contract, cum spuneam, derula din inerție. El nu a fost renegociat, el nu se dorea să fie renegociat. Respectiv, noi sortăm gratuit. Până la un moment dat, când noi nu mai puteam să suportăm cheltuielile operaționale și întreținere a acestui obiect, deoarece o uzină de sortare deșeurilor... Care sunt costurile estimative? Nu pot acum să mă exprim despre costurile estimative, dar sunt niște costuri de salarii, sunt niște costuri de întreținerea utilajelor, deoarece noi avem deșeuri mixte, umede, foarte umede, care mereu, practic, dăunează utilajelor noastre și noi trebuie mereu să le întreținem și să le asigurăm o mentenanță, practic, în continuu. Respectiv, este destul de anevoios să menții financiar așa tip de uzină. Noi am venit cu propunerea ca noi să fim achitați pentru tona de sortare. La comanda autorității publice locale a fost angajată o companie care ne-a făcut un cost, care a calculat un cost estimativ la o tonă de sortare. Costul estimativ al acestei firme care a făcut această evaluare era de 200 de lei pe tonă. Noi cu această propunere am venit ca noi să fim achitați pentru a menține oamenii, cel puțin, la muncă.
pentru că noi aveam 200 de persoane, cum spuneam, și ei, persoanele care trebuiau să fie, noi, numai noi știi cum îi țineam acest colectiv, ca ei să vină la muncă. Studii superioare, presupun. Nu, da, facultăți. Da. Nu, desigur, persoane din societatea, din pătărul socială vulnerabilă, sau care nu-și mai găsesc niciodată un loc de muncă în Moldova, sau persoane care cerceau prin Chișinău. Și noi i-am asigurat un loc de muncă stabil, asigurat. Din păcate, aceste persoane nu mai lucrează aici și a fost destul de complicat pentru noi această etapă de a-i concedia pe ei și de a ne reorganiza. Acum v-ați reorganizat, axați deja asociațiile locative, vreți să încheieți contracte cu ei. Dacă ne privesc cei care vor să recicleze și vor să asigure un mediu sănătos în Moldova, zi-mi ce trebuie să facă. Deci noi acum putem să facem contracte cu asociațiile de locatari. Asta și ne propunem. Avem o echipă de manageri care lucrează în Chișinău, pe sectoare și contractează asociații de locatari. Dacă sunteți asociații de locatari și doriți ca gunoiul vostru să nu fie aruncat în groapa de gunoi, atunci contractează ABS. ABS vine cu o ofertă financiară mai bună decât compania municipală. Deci costurile sunt mai reduse să lucrăm. Este mai ieftin să lucrați cu noi, este mai avantajos din punct de vedere ecologic și în plus la asta noi oferim și un serviciu mai calitativ. Pentru că noi ne adaptăm de fiecare dată la cererea clientului, cererea asociației și agenților economici. Noi avem agenți economici, rețele cu care deja funcționăm bine și toți sunt mulțumiți. Momentan suntem în discuții cu autorități publice locale. Noi ne dorim ca să reluăm proiectul care a fost stopat, pentru că este în primul rând un proiect ecologic. Noi lucrăm pentru oameni, noi lucrăm pentru mediul sănătos și primăria la fel are un interes ca în Chișinău oamenii să fie sănătoși. Și eu sper că noi o să găsim un numitor comun și o să depănăm această situație neclară. Cel puțin, noi suntem optimiști și vrem asta să se întâmple. Voi puteți asigura reciclarea gunoiului la nivel de tot municipiul? Noi putem asigura sortarea și reciclarea deșeurilor din tot municipiul Chișinău. Hai să-ți arăt, te invit să-ți arăt cum are loc procesul de sortare deșeurilor menajere. Abia așteptam să zici asta. Let's go! Ce zici, domnul Vlad, acolo? Eu propun că noi să scriem deja totul pe calculator, să nu utilizăm așa multe foi, că e risipă. Apropo, un mic detaliu care noi folosim în cadrul echipei. Toate documentele care toți suntem obligați să le printăm, noi le utilizăm pe Verso pentru maculatoare. Așa un mic gest, dar care într-un final aduce la o economisire de utilizare a hârtiei. Și toate documentele, contractele încercăm să le semnăm prin platforma M-Sign, care iarăși nu trebuie neapărat să punem ștampile și semnături pentru că suntem într-o eră digitală. Economiseți hârtia, băi băieți! Noi am ajuns în mijlocul unei câmpii, suntem în raionul Criuleni. Astăzi vrem să continuăm discuția despre un obiectiv și un scop nobil care l-au cei de la Million Trees. Salutare, Nadejda! Salut, Mircea! Ruslan de la Tucano mi-a zis foarte multe despre voi și despre acțiunea care o aveți planificată de a sădi 1 milion de copaci. Zi-mi, te rog, care succesele voastre, ce ați făcut până acum? Noi am început proiectul Million Trees în noiembrie 2020 și în această toamnă o să împlinim un an de când îl realizăm. Am reușit să plantăm peste 18.000 de copaci. În primul an, pandemie, eu zic că startul este bun. Startul este bun, noi suntem foarte doritori și focusați să continuăm plantările noastre și avem un scop în această toamnă să plantăm peste 20.000 de copaci. Noi obligatoriu să discutăm despre scopul vostru nobil. Zi-mi, te rog, ce se întâmplă la nivel național? Zi-mi ce se întâmplă cu împădurirea Republicii Moldova? Am înțeles că sunt circa 11% de suprafața Moldovei împădurit, ceea ce este foarte puțin. Dă-mi mai multe detalii și care sunt riscurile la nivel național. Într-adevăr, doar 11% din teritoriu este împădurit, fapt ce plasează Republica Moldova în rândul celor mai despădurite țări din Europa. Bineînțeles, gradul scăzut de împădurire afectează în mod direct toți factorii de mediu, atât calitatea aerului, calitatea solului,
calitatea apei. Cu toți știm că apele din fântâni nu mai sunt bune de băut, dar 85% din apele din fântâni nu mai sunt potabile. Avem soluri degradate, 40% din terenurile care sunt folosite pentru agricultură sunt erodate sau au alte stări de degradare. Respectiv, în mod direct înțelegem cât de mult afectează lipsa copacilor și cât de mult ne influențează pe noi ca și oameni. Eu văzusem un raport internațional care spunea că Moldova și Ucraina ocupă locul 1 și 2 la nivel global cu riscul foarte mare de secetă. Asta se întâmplă datorită faptului că nu avem copaci? Inclusiv din cauza acestui fapt, da? Copacii previn și diminuează schimbările climatice, respectiv secetele, inundațiile, da? Toate fenomenele climatice bruște. Respectiv, cât mai mulți copaci o să avem, cu atât mai protejați o să fim de aceste fenomene. Deja înțelegem că copacii atrag apa, atât în interiorul solului, apele subterane, cât și deja în atmosferă. Într-adevăr, este trist să auzim așa informații, dar hai să rămânem optimiști. Tu îmi spuneai că aveți experiența să lucrați cu companii private care își plantează singuri pădurile lor. Zi-mi mai multe detalii despre asta. Dacă sincer, noi am fost foarte bucuroși atunci când am lansat un apel, că am început să plantăm copaci. Ne-am adresat la câteva companii private și le-am propus să înființăm împreună cu ei o pădure, o pădure a propriei companii. Am reușit să facem un astfel de proiect în această primăvară, am plantat 4 hectare cu o companie. Și ne dorim ca în fiecare an să creștem această pădure și sperăm că acest proiect o să fie un exemplu și pentru alte companii care își doresc să-și înființeze propria pădure. Noi cu siguranță îi ajutăm tot, ne ocupăm de toată partea tehnică, logistică, legală și, bineînțeles, ne ocupăm și de îngrijirea copacilor după ce i-am plantat. Deci un team building frumos în afara oficiului, aer liber, dar facem și o faptă frumoasă. Plus, la urmă, primim o diplomă că avem pădurea noastră, da? Cu numele companiei. Adevărat, și nu numai diplomă. Atât angajații companiei o să aibă un loc care vor ști că l-au creat ei. O pădure care va aduce și beneficii de mediu, dar și va fi un loc frumos unde vor veni oamenii să se bucure de el. Respectiv, cu siguranță, companiile pot să facă o faptă bună. Noi vrem ca toate companiile chiar să fie un pic concurente între ele, care a plantat o pădure mai mare și mai frumoasă, așa că competiția este deschisă. E timpul ca și tu să participi în cadrul împăduririi mari din Republica Moldova. Împreună cu Nadejda am fixat data de 30 octombrie, în care invităm absolut toți doritorii care doresc ca mediul nostru să fie mai sănătos, să participe la împădurire. E simplu, dacă ești un antreprenor într-o sâmbătă de 30 octombrie, poți să vii cu toată echipa și să faci o faptă bună. Iar dacă ești angajat, du-te la director, bate la ușă și spune că e timpul să facem și altceva în afară decât business. Mass media, jurnaliști, influenceri, pe toți să invităm să fie alături de noi ca să facem din Republica Moldova o țară care să aibă împăduriri mult mai mare. Полотные.
Aici suntem la o zi solitară care asigură reciclarea, cum am zis, la toate categoriile de deșeuri care pot fi reciclate. După cum vedeți, avem utilaje de sortare, avem utilaje de presare, avem utilaje de reciclare pe loc mici, dar e componentă de, de business, da, de afacere. Asta vreau să întreb. Gunoiul aduce bani? Depinde despre ce gunoi noi vorbim. Componenta de afacere este, de fapt, reciclarea, nu sortarea. Aici noi asigurăm reciclarea la toate categoriile în parte. Aici suntem la o componentă ecologică. Rezultatul acestei uzine este un rezultat ecologic pozitiv, economic negativ. Dacă noi vorbim despre reciclare, acolo poți face afacere. De ce? Pentru că, după cum vezi, asta este materia primă pentru reciclare. Acolo avem... Asta este ceea ce aduce banii. Plasticul asta este care deja este balotat. Ulterior el o să fie granulat. Ulterior el o să fie până la granulat, mai trece printr-o sortare minuțioasă, pentru că plasticul mai conține și alte tipuri de plastic pe el și trebuie separat pe categorii. După care fiecare categorie în utilajul său merge, se spală, se dezinfectează, se transformă PET-ul, această butelie din plastic, se transformă în fulgi în plastic de diferite culori sau transparent. Plasticul mai dur și folia se transformă în granule. O tonă de granule exportate, care sunt costurile? Costurile variază pentru că există o bursă de valori care stabilește aceste prețuri. De prețuri de plastic reciclat, de granule reciclate și de granule virgine care provin din petrol. Costurile variază între 400, 500, 600, totul depinde de economia. De euro pe tonă. Da. Totul depinde de economia mondială. Și, de exemplu, criza pandemică a afectat foarte mult această piață. S-a făcut mai mult gunoi, a fost prea mult produs, respectiv nu. A început, deoarece producerile un pic s-au stopat în toată lumea, nu se mai producea atât de mult plastic și nici plastic reciclat nu era atât de întrebat. Respectiv, prețurile au cam scăzut. Și această criză, pandemia, și pe noi ne-a afectat direct, pentru că nu se mai făcea acest profit și, în plus la asta, am mai avut și criza locală, că această uzină un pic a fost afectată de deciziile centrale, locale. Respectiv, da, am fost un pic dezechilibrați anul trecut și anul acesta, dar acum suntem puși pe roate, acum activăm, avem propriile mașini de colectare care asigură reciclare, care asigură sortarea, oamenii au un loc de muncă stabil, ei lucrează, își pot achita creditele mai departe și noi ne putem rezulta. Bravo, trebuie să priviți optimist. Care sunt planurile de dezvoltare? La ce putem să avansăm în ecologizarea deșeurilor în Moldova? Deci, conform practicii noastre, noi vedem sens în a ne dezvolta pe mai multe categorii. Să mai dezvoltăm niște verigi al managementului deșeurilor. Dar desigur că noi nu o să putem asta singuri să facem. O să avem nevoie probabil de parteneriat public-privat sau susținere pentru a asigura. Unul din planurile care noi care este un plan grandios care vrem să implementăm este fermentarea fracției organice de creare a biogazului, adică produsul final. Deci produsele alimentare care vor fi compresate și ulterior din ele vor fi creat biogaz. Da. Și voi cu acel biogaz. Așa, simplu vorbind. Încălzesc planeta. Acest combustibil este introdus în sistemul de încălzire sau electricitate și se transformă. Eu văd sens în investiții de ardere controlată a deșeurilor, pentru că sunt multe o categorie mare, adică multe tipuri de deșeuri care trebuie incinerate. În Moldova se ard deșeurile necontrolat. Deci oricum are loc arderea cauciucurilor, plasticului, peste tot. Dar dacă am controlat acest proces, noi am ecologizat deja arderea și am transformat aceste deșeuri în energie electrică și termică.
totodată putem să dezvoltăm sortarea în Chișinău, ca oamenii să începe să sorteze corect și să avem cât mai puțin plastic îngropat. Când o să întâmple asta, ce este necesar ca eu să văd cel puțin 4 tipuri, da, de deșeuri și să văd 4 tipuri de tomberoane, urne, care la un moment dat ele să nu fie asigurate și colectate într-o singură mașină. Asta e trist. Asta este componenta numărul 0 în management deșeurilor, care se numește informare. Este cel mai greu de implementat, dar fără informare nu poate să aibă loc o dezvoltare a management deșeurilor. De asta Jazz Vlog a venit aici, ca să informăm și să pornim lucrurile frumoase în țară. Nu, de ce în țările civilizate, în Europa, toată lumea sortează conștient gunoiul, dar la noi lumea nu le pasă ce se întâmplă cu el, odată ce iese gunoi din ogradă, nu mai contează. Este absolut greșit așa abordare. Eu am înțeles astăzi cât de mult gunoi se produce. Din ce am înțeles, statistica arată că un om în Moldova produce 1 kg de gunoi pe zi. La astăzi, nivelul și mormanele de gunoi este peste 300.000 de metri cubi. Ceea ce mie îmi pare că este un volum foarte diminuat. În realitate este mult mai mult gunoi. Moldova este frumoasă, avem oameni ospitalieri, eu înțeleg. Dar când mergi pe stradă și vezi peste tot pieturi de gunoi, asta nu este ok pentru absolut nimeni. În special pentru copiii noștri care o să crească aici și când o să vrea să sădească un copac în pământ, el o să găsească acolo o sticlă de la Veneș sau un antiperspirant. Asta nu este ok și totul începe de la noi. În acest episod am vrut să facem ceva, o informație mai sensibilă, da? Pot să zic așa, o campanie de sensibilizare a societății pentru a recicla și cel puțin să separăm plasticul de deșeul menajer. Just Vlog, vă rog, fiți responsabili din mediul nostru înconjurător. Cum ați reușit să creați un brand premium? Poți produce cel mai bun vin și cea mai bună producție, dar dacă nu ai cui o vinde, rezultatul tău va fi nul. Ce investiții ați făcut până în ziua de astăzi? Câți angajați? Câte hectare de plantați? În 2018 până în prezent am investit deja 22 de milioane de euro doar în acest an în modernizare, în tehnologii, plantații vii. Ceea ce noi le oferim este un produs premium și are toate atributele. Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și a Ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei SUA în Moldova și sau organizației IREX.